Vă salut și eu în această frumoasă duminică, și vă spun bine ați venit în studiu Cărții Apocalipsa. Îmi amintesc că eram în liceu și se predica foarte mult despre venirea lui Isus. Se predica astfel încât ne era o teamă tuturor că s-ar putea oricând să vină Domnul și să fii găsit nepregătit. Știu că rar se întâmpla să vin acasă și să, să fiu singur în apartamentul nostru. știți de la poveste pe care vreau să o zic. De obicei erau foarte mulți la noi acasă, pentru că am fost o familie mare, al șapte la din zece copii. Și m-am trezit singur în apartament, neștiind contextul, a sunat telefonul, m-am dus și am răspuns. Și o voce a unei doamne care vorbea răgușit, sinistru și foarte grav. O doamnă care vorbea fără semne de punctuație, spunea ceva de genul, Alo, a venit Domnul. M-am îngălbenit, probabil, m-am uitat în oglindă. Am început să tremur și, într-o clipă, mi-am văzut toată viața în fața ochilor. M-am gândit la toate păcatele nemorturisite, la toate comportamentele neschimbate și vocea a continuat. Alo, a venit Domnul. Mai aveam un pic și mă confundam. De fapt, era o întrebare. A treia oară a spus, a venit domnul Iacob acasă? Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că n-a venit Domnul. <laughs> și îți mulțumesc că n-a venit Domnul Iacob acasă. Întrebare. Dacă ar suna telefonul pentru tine și ar rosti cineva și semne de întrebare și de punctuații, ce se întâmplă cu viața ta? Dacă astăzi ar veni Domnul, ce faci? Suntem în mijlocul cărții Apocalipsa, capitolele 13 și 14 în această dimineață. Sunt niște capitole grele. Vorbim despre semnul fiarei, 666. Probabil că ați văzut documentare, ați aflat informații despre faptul că într-o zi ni se va cere să ne se implanteze mâna dreapta, se dreapta, și pe frunte un chip sau un semn, un tatuaj, astfel încât să nu putem să cumpărăm, nici să vindem, dacă nu am făcut acest simbol exterior. Nu de mult erau mulți predicatori și vlogări și tot ce vreți dumneavoastră în vogă, care ne ziceau că vaccinul anticovid este semnul fiarei. Asta după ce a apărut pașaportul biometric, și am fost speriați de tot felul de oameni să nu cumva să ne facem pașaport biometric, Asta după ce a apărut cardul bancar cu codul de bare și erau tot felul de predicatori care au spus dacă îți pui banii pe card, ți-ai vândut sufletul diavolului pentru că asta vrea să facă lumea, să nu cumperi, să nu vizi decât cu card, fără lichidități. Și am putea da istoria înapoi. Sau am putea să privim în viitor și să ne întrebăm oare va fi o zi când va apărea cineva care va spune dacă nu îți statuiesc 6, 6, 6 pe frunte sau pe mână, nu o să cumperi, nu o să vinzi și în acest fel ești pierdut, iremediabil? Dar ce spuneți și de o altă interpretare? Ce spuneți că în aceste capitole întâlnim două semne? Cei care nu au semnul fiarei pe frunte sau pe mână, au pe cedea mielului. Întrebare pentru cei care vor să știe când vom avea cipul implantat. Cu 6,6,6. Întrebare este, dar pe cetea mielului, când va apărea? Dacă toată lumea caută 6,6,6 pe frunte și pe mână, oare de ce nu caută nimeni un semn evident care să fie pe cetea mielului? Evident. Vorbim de principii. Cartea Apocalipsa este cea mai intensă carte în simboluri din Vechiul Testament. Ca să precepi Apocalipsa, trebuie să cunoști Vechiul Testament. Să nu uităm, cartea aceasta a fost scrisă celor șapte biserici din Asia Mică plantate și păstorite de Ioan. Și acei oameni care au citit întâia dată Apocalipsa, au înțeles, dați-mi voi să vă spun cu tot respectul pentru voi toți, au înțeles mai bine decât noi tot ce a vrut să spună Dumnezeu, inclusiv 666, inclusiv balaurul, inclusiv fiarele, inclusiv șapte îngeri, inclusiv pecețile, trompetele și potirile. Toți aceștia au priceput pentru că aveau mintea plină de Vechiul Testament. În capitolul 12 l-am întâlnit Balaurul. Astăzi întâlnim compania Balaurului, cele două fiare. O să Observați o simetrie malefică. Sfânta Treime, Tată, Fiul, Duc Sfânt, Malefica Treime, Balaurul, Fiara 1 și Fiara 2. Pentru că diavolul este un imitator. El nu este original. Diavolul imită. Dumnezeu este perfect, cifra șapte a lui Dumnezeu, diavolul vrea să tindă și să imite perfecțiunea, de aceea ajunge doar la șase. Șase al diavolului. Șapte al lui Dumnezeu. 6 șase, șase, șase arată perfecțiunea imperfecțiunii. Diavolul încearcă tot ce poate să ajungă la șapte, dar nu poate decât 666. Să-i fie rușine și acolo să stea. Acolo este locul, este înfrânt și ne amăgește pe toți în atâtea feluri. Și balaurul pe care l-am întâlnit duminica trecută în capitolul 12 este diavolul, șarpele cel viclean, cel bătrân, care înșeală de la început. I s-a interzis prezența în ceruri și acum diavolul are acces la pământ și este dezlănțuit. Războiul al doilea mondial s-a finalizat pentru că o mare coaliție a trimis o armată impresionantă, peste un milion de soldați care au debarcat și în acest fel s-a știut finalul. Oricine gândea și oricine avea toate facultățile mentale cu el știa că finalul lui Hitler este aproape. Peste un milion de soldați au intrat în Europa. Dar ce a făcut Hitler? S-a oprit, a spus, mă predau sub nicio formă. În furiat, Hitler a făcut în continuare mai crude și mai dureroase orori până când și-a găsit sfârșitul prin sinucidere. La fel se întâmplă cu diavolul. Diavolul știe care este sfârșitul. Balaurul știe că finalul lui este clar este anunțat, este știut, este scris în Biblie, credincioși și știu că diavolul este înfrânt și că locul lui este în locul pierzării și pentru că are puțină vreme, trei ani și jumătate, nu știu ce înseamnă asta, pentru că are puțină vreme, acum își face de cap și vrea să amăgească pe mulți. De aceea Apocalipsa este scrisă nu ca să ne dea fior pe, spira, pe, pe spate, am uitat cuvântul, și era ăsta era, mulțumesc, Eugen, de asta e bine să ai pe cineva de la îndemână rângă. Pe șira spinării, nu de asta este scris Apocalipsa, ca să căutăm 6, 6, 6, simboluri, cifre și așa mai departe, ci ca să ne spună rezistați. Celui care va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, îi voi da o piatră, îi voi da un nume, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul domniei. Celui care va birui. De asta este scris Apocalipsa, de asta o citim și de asta stăm în acest cuvânt. În capitolele acestea pe care o să le studiem astăzi, întâlnim un conflict cosmic puternic între miel și cei răscumpărați, cei 144 și între mare mulțime de oameni din orice seminție neam-limbă care au pecetea fiarei, semnul fiarei. În aceste capitole vedem cum mulți creștini vor fi dați spre martiraj. Dumnezeu nu ne promite, cum spunea și Cristina în acest video, un drum neted, ci ne, ne, ne promite putere ca în acest timp al așteptării să ne încărcăm ființa cu puterea lui. Omul este în căutarea unui nume. Când mă refer la nume, nu mă refer la cum ne cheamă, ci prestigiu, ceea ce reușim în viață și fie își face el un nume, fie îi face Dumnezeu un nume. Noi toți vrem semnificație. Vrem să contăm. Vrem să știm că am trăit pe pământ cu un scop. Uitați ce spune prima carte a Bibliei. Turnul Babel, ne se spune despre oamenii care au zidit turnul Babel, Babel, haideți să ne zidim o cetate și un turn cu vârful până la cer și să ne facem un, un nume, ca să nu ne împrăștiem pe toată fața pământului. Au vrut să-și facă un nume construind un turn al lui Babel, astfel încât să fie cunoscuți în întreaga istorie ca fiind oameni care au lăsat ceva în urma lor. Un capitol mai târziu, puțin, câteva versete după aceea, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, îl chema Avram cu un singur A atunci, să părăsească țara lui. Și spune, voi face de tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. În turnul Babel, oamenii vor să-și facă ei înșiși un nume și Dumnezeu oprește acest plan. Lui Avram, Dumnezeu îi face un nume și îl numește Avraam, părintele multor neamuri. Și el este o binecuvântare. Atunci când tu vrei să-ți faci un nume, de obicei ești blestemat. Când Dumnezeu îți face un nume, atunci ești binecuvântat. Și în cartea Apocalipsa, în aceste două capitole, întâlnim două categorii de oameni. Sunt cei care au pe frunte și pe mână semnul fiarei și poartă numele fiarei, se închină diavolului. Pe de altă parte, sunt cei care au pecetea mielului și cântă cântarea de laudă. Doar două categorii. Semnul fiarei sau pecetea mielului. Dacă s-ar suna telefonul pentru tine astăzi și cineva te-ar întreba, a venit Domnul, tu unde mergi? Ce nume ai? Care-i numele pe care tu-l porți? Numele se leagă de nevoia de semnificație și ne conferă identitate, valoare și ce este foarte, foarte important, destin. În funcție de cele două nume, oamenii vor merge în prezența lui Dumnezeu, în locul sfânt, în paradis sau în afara lui Dumnezeu, în iad. Acolo unde este chinul etern pentru care oamenii regretă o eternitate. Și atât ce spune Pavel în Roman, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului. Dați-mi voie să parafrazez. Să nu vă însemnați cu chipul fiarei. Nu vă potriviți chipului viacului, ci, contrastul, transformați-vă prin înnoirea minții ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Sunt două categorii și aici în Roman 12. Cei care seamănă cu fiara, se conformează lumii, imită chipul veacului, de la felul în care gândesc, cum se îmbracă, cum vorbesc, cum își investesc viața, banii, economiile, resursele, cum trăiesc viața de familie și cei care se transformă prin înnoirea minții, care cunosc voia lui Dumnezeu. Chipul fiare nu este ceva care trebuie să ne înspăimânte într-un mod demonic și o frică bolnăvicioasă, ci acest text este unul care trebuie să ne trezească pe toți pentru că trăim într-o lume care vrea să ne pună pe frunte și pe mână chipul ei. Lumea aceasta vrea să ne facă pe toți uniformi, să ne conformăm lumii în care trăim. Toți avem de dus provocări, toți ne știm luptele. O minciună, un fals, o declarație neconformă, o tranzacție ilegală, o relație nepotrivită, un gând necurat, un flirt, o relație care duce spre păcat abandonarea celor dragi, absența din familie, dorința de a face bani cu orice preț, nu vă potriviți chipului viacului. Nu acceptați pecetea aceasta a fiarei. Nu vă lăsați mintea impregnată de semnul fiarei. Ce transformați-vă mintea. De aici pleacă. Mintea. Ca să pricepeți voia lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, noi toți avem de dus această luptă. Asemenea, Bisericii Primare, și noi trebuie să citim Apocalipsa cu această inimă. Doamne, cum, cum pot să rezist în această, în această lume? Atunci, Imperiul Roman, prin Nero, în mod special, exercita o presiune uriașă asupra credincioșilor. În fiecare zi mureau credincioși. Erau puși în arenele acele imense, și spre deliciul publicului care durea circ și pâine, creștinii erau uciși sub aplauzele oamenilor însetați după senzațional. Slavă Domnului că trăim într-o perioadă de liniște. În România, uite, putem să ne întâlnim într-o zi de duminică, în libertate, să ne închinăm, să cântăm și să fim plini de viață, dar, dar, aceasta este o paranteză chiar dacă nu sună potrivit și chiar dacă nu o să vă placă ce vă spun, este că nu e normal ce se întâmplă. În mod normal, biserica este persecutată. Și astăzi, odată la 5 minute, un creștin este martirizat pentru numele Domnului Isus Hristos. În timp ce noi am fost la închinare, avem o oră de când suntem aici, să cotiți câți oameni au murit pentru credința lor în Hristos astăzi. Biserica este în conflict cu balaurul și cu fiarele lui. Și acum hai să citim prima fiară. Versetele de la 1 la 10, capitolul 13. Și am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 diademe și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură ca de leu. Balaurul i-a dat putere, tronul lui și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea înjunghiat de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și a început să se închine Balaurului pentru că îi deduse fiare autoritatea lui. Și a început să îi se închine fiare, zicând cine este asemenea fiarei și cine se poate lupta cu ea. Și i s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și blasfemii și i s-a dat autoritate să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura ca să răsească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i Și i s-a dat autoritatea peste orice seminție, peste orice popor, peste orice limbă, peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la lumii în Cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Cine are urechi, să audă. Cine este sortit robiei, în robie va merge. Cine este sortit sabiei, de sabie va cădea ucis. Aici este răbdarea și cât din cioșia sfinților. Iată prima fiară. Această fiară hidoasă cu zece coarne care poartă pe ele zece diademe, probabil face referire la împărații care au venit imediat în primul secol. Sunt șapte capete și pe fiecare cap sunt scrise nume de hulă și unul din aceste capete a fost rănit, dar acum pare că a fost vindecat. Ce să semne această imagine hidoasă? Sincer, vreți să vă spun? Nu știu. Și nici nu o să intru în detalii să vă spun ce înseamnă capul 1 până la 10, coarnele 1 până la 7. Dar Apocalipsa este o carte a simbolurilor. Și vom interpreta această carte înțesată cu simboluri din Vechiul Testament și care poartă imagini ale lumii pentru care este scrisă. Biserica primară, cu siguranță, că atunci când a citit această carte, s-a gândit la Imperiul Roman și la Nero. Pentru, biserica, pentru oamenii care au citit prima dată Apocalipsa, a fost clar o trimitere spre Nero, care este o fiară care a făcut mult rău creștinismului. Observați că această fiară, hai să o numim în principiu puterea politică sau cei care au autoritate peste pământ, această fiară Nero este primul persecutor al creștinilor. Nero este cel care în nebunia lui își umplea curtea palatului cu cruci înalte de 4-5 metri și chema pe creștini, îi atârna pe acele cruci, îi incendia și în balconul regal compunea imnuri. Ii s-a dat putere să se lupte cu Sfinții și să-i biruiască. A fost o răscoală a iudeilor și Vinovați au fost creștinii pentru această răscoală. Istoricii Tacitus, Tertulian. Vorbesc despre Nero ca fiind cel care a ucis foarte mulți creștini. Dacă vreți, Nero este prima întruchipare a fiarei care reprezintă puterea, stăpânirea politică. Această fiară are mai multe fațete, leopard, leu, urs. Aceeași imagine o găsim în Daniel, capitolul 7, și atunci Dumnezeu îi vorbește lui Daniel despre împărățiile care s-au succedat în timpul vieții lui. Aceeași imagine o întâlnim în timpul bisericii secolului I. Observați că este un principiu. Tot ceea ce înseamnă putere, autoritate, stăpânire peste acest pământ, este fiara din tâi. Ceea ce este interesant este că doar cei care nu au fost scriși în cartea vieții mielului se închină fiarei. Această fiară este malefică și este puternică în măreția ei și oamenii vor spune cine este ca această fiară, cine este ca Nero care este un împărat atât de puternic, cine ca Putin, cine ca Biden, cine precum China, cine a fost precum comunismul, Puterile acestea care stăpânesc pământul pentru un timp limitat determină ca oamenii să îi se închine. Orice putere politică care rostește blasfemii la adresa lui Dumnezeu reprezintă fiara întâi. Împotriva lui Dumnezeu, împotriva cortului și împotriva celor care sunt în ceruri. Puterele mondiale care rostesc culle împotriva lui Dumnezeu și împotriva creștinilor fac parte în acest arhetip al fiarei întâi. Și ceea ce este dureros, dar adevărat, este că acestei fiare i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Am spicuit aseară din cartea lui Petru Popovici, Graiul Martirilor. Căutați-o și citiți-o. Veți găsi povești, întâmplări reale, din viața creștinilor primului secol. Oameni care au spus pentru Hristos sunt gata să merg la rugul aprins, să-mi ard de viu, sau să merg pe arene și acolo să fiu sfâșiat de fiare, de fiarele sălbatice. Și astăzi sunt puteri politice care exercită influență și urăsc Biserica. Slavă Domnului pentru acest petec de pământ în care suntem, pentru liniștea de aceasta de 30 plus de ani, când în România lucrurile sunt în libertate, credința ne putem trăi în acest fel liber, dar aceasta nu este o perioadă normală, ci normal pentru creștini este să fie în antiteză cu puterea politică. Nu spun asta ca să ne speriem, fraților. Noi avem o altă țară, avem o altă patrie. Însă între creștini și stăpânirea lumii acestea este o luptă. Și noi trebuie să privim cu realism. Nu știm ce va fi. Nu știm ce vor da cei de la Bruxelles, ce legi vor mai născoci ca să ucidă și să ne înăbușe vocea creștinilor. Nu știm asta. Dar știm că între creștini și autorități pot exista conflicte. Nu înseamnă că toți oamenii politici sunt răi și sunt parte a sistemului malefic, nu spun asta, dar spun că de cele mai multe ori politica și fiara merg mână în mână, pentru că puterea are această capacitate de a corupe. În speranța că mai puteți, aș vrea să vă conduc spre a doua fiară, din Malefica Trinitate. Mai rezistați? Rezistăm. Cea de-a doua fiară, Hai să citim de la versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne de miel. La ce vă trimite cu gândul această imagine? Coarne de miel. Seamănă cu un miel. În cartea Apocalipsa, mielul cine este? Isus. Vedeți, din start, faptul că vrea să fure ceva din identitatea lui Hristos, dar vorbea ca un balaur. Seamănă cu mielul, dar când deschide gura, te prinzi că este balaur are această abilitate de a înșela. Ea lucra cu toată autoritatea primei fiare în numele ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine primei fiare a cărei rană de moarte fusese vindecată. Să vorșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. Și ea măgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i le deduse să le facă în numele fiarei. Ea a zis locuitorul pământului să-i facă un chip fiarei care avea rana de sabie și, tăia, și trăia. I s-a dat putere să dea suflare chipului fiarei pentru ca aceasta să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina chipului fiarei. Și a făcut ca toți fie mari, fie mici, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu cumpere, nici să vândă, fără să aibă semnul acela, adică semnul fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este de 666. Primul lucru pe care o să luăm deja l-am menționat este că această fiară înșală prin aparență. Are coane de miel, dar are un glas de balaur. Este o fiară care amăgește, este o fiară care se face plăcută. Este cea care atrage închinarea, face semne mari în cer, astfel încât să coboare foc pe pământ și oamenii să fie seduși. În capitolul 19, această fiară este prorocul mincinos. Întâlnim așa, dar legătura între fiara a doua și fenomenul religios. Dacă fiara întâi are de face cu sistemul politic, cea de-a doua are de face cu sistemul religios sau partea aceea falsei credințe, religii, care lucrează mână în mână cu fiara întâi, astfel încât oamenii să fie înșelați. Și întâlnim acest lucru în Biserica Primară. În, fapte, în Apocalipsa 2, de la 12, în Biserica din Pergam spune că știu unde locuiești, acolo unde este așezat tronul satanei. În Pergam era tronul satanei și tot în scrisorile din Apocalipsa întâlnim sinagoga satanei. Sinagoga era un loc de închinare pentru evrei, însă ea este pervertită și a devenit sinagoga satanei. Să nu uităm că la moartea lui Hristos au contribuit cine? Sistemul roman politic și sistemul religios iudaic. Evrei și romanii și-au dat mâna pentru ca Domnul nostru să moară. La moartea primilor creștini din Imperiul Roman, Imperiul Roman și sinagoga satanei și-au dat mâna astfel încât creștinii să moară. Să dar puterea romană și puterea satanică merg mână în mână amăgind oameni. Așadar, fiara a doua este orice sistem religios al credinței menit să înșele. Oameni care spun că au avut revelații, vin cu senzații tari, însă în final, vor să deturneze închinarea de la Isus spre diavol. Și aici, din nou, este persecuție. Cine nu se închină fiarei, fie bogat, fie sărac, fie tânăr, fie bătrân, va fi ucis, va fi omorât. Și Duhul Sfânt ne spune aici că semnul fiarei este un număr pe care. Cine are înțelepciune, îl cunoaște. Este un număr de om. Și vreau să vă întorc un pic în Vechiul Testament. Spuneam că Biserica Primară cunoștea foarte bine Vechiul Testament. Aveau mintea plină de adevărul de acolo. Și cuvântul acesta, cifra aceasta, 666, este un cifru pentru viața lui Solomon. Dar știu, unii dintre voi spuneți, nu se poate așa ceva. Cine? Solomon, cel mai înțelept om de pe fața pământului? Acela bogat care cântărea aurul și nu mai cântărea argintul, pentru că argintul era ceva obișnuit? Exact. În Cartea doi Cronici, întâlnim interpretarea istoriei. Dumnezeu își spune cuvântul despre felul în care Solomon și nu doar el au trăit. Solomon este fiul lui David și trebuie să ducă la îndeplinire un plan pe care Dumnezeu i l-a dat lui David. David are toate detaliile, toate planșele. Solomon devine, dacă vreți, doar un diriginte de șantier, care trebuie să ia tot ce a spus Dumnezeu lui David și să pură în aplicare. Și creează ceea ce a rămas în istorie, ca fiind celebrul Templu al lui Solomon, frumos în splendoarea lui, unic, o minune a timpurilor. Și apoi urmează rugăciunea lui Solomon, îngenunchează la inaugurarea templului, ridică mâinile spre cer și face acea rugăciune atât de frumoasă. Doamne, dacă își vor întoarce oamenii privirea spre templu, ascultă-i. Când nu o să plouă și se roagă, răspunde-le și trimite ploaie. Când vor păcătui și se vor îndrepta spre templu, răscultă-le și iartele păcatele. Când străinii vor privi spre templu, răspundele și binecuvântează-i. Însă, ceea ce a făcut Solomon, ce putem să facem și noi este ca în baza muntelui pe care a construit templu să găzduiască Cai Mulți. În peșterile din baza muntelui Templului, Solomon și-a ținut cai care erau mulți. În Deuteronomul, capitolul 17, atunci când poporul cere un Împărat, Dumnezeu spune foarte clar. Trei condiții pentru ca un împărat să poată fi instalat. Să nu aibă mulți cai, adică să nu acceseze putere militară, să nu aibă aur mult, adică să nu aibă putere economică, și să nu aibă multe soții, adică să nu aibă multe alianțe politice. Multe soții nu se referă aici, în primul rând, la infidelitate la curvie, ce se referă la alianțe politice, pentru că atunci se căsătoreau pentru a stabili pacea în regiune. Pe câte le-a respectat Solomon? Exact pe niciuna. E foarte simplu de răspuns. A avut foarte mulți cai, a avut foarte mult aur și a avut foarte multe neveste. Și se spune Solomon a tras de iubirea lui față de aceste neveste, s-a închinat la toate zeitățile. Dacă vreți, duminica era la biserică, în templu pe care l-a construit, și lunea se ducea să se închine cu Nevasta, numărul 1, la zeitatea ei, iar marți cu Nevasta, numărul 2, până la 1000. Dar arăta bine. A construit templu. A fost un strateg extraordinar și a făcut pacturi cu toate țările din Sud și din Nord și comerțul trecea prin Israel și, evident, Taxele rămâneau la Solomon. Oricine tranzita drumurile lui Solomon trebuia să plătească taxe. Astfel că se spune în 2 Cronici 9 cu 13: Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. Și acesta devine cifrul pentru a interpreta semnul fiarei. Dacă vreți, Solomon s-a închinat fiarei. Solomon a avut pe frunte și pe mână semnul fiarei. Biserica care a citit întâi Apocalipsa a știut că este vorba de acest principiu. Un om compromis. Un om care a făcut ca, după el, întreaga națiune să meargă în robie. Pentru că, după Solomon. Națiunea Sfântă este divizată în două și este o succesiune de împărați în ambele părți care duc poporul în robie și niciodată nu va mai fi ce a fost. De ce? Pentru că 666. Dar semnul fiare îl întâlnim din primele pagini ale Bibliei. S-ar putea ca unii să spuneți, nu e ceea ce așteptam de la predica asta. Vă înțeleg așteptați să vă spun că va veni un împărat sau va veni un guvernator sau un politician care o să ne forțeze să ne ștampilăm pe mână și pe frunte și să nu mai mergem la supermarket. Nu o să vă spun asta. E mai ușor să filosofăm despre lucruri evidente. Vă rog să nu le lăsăm înșelați de manipularea asta atât de ușoară. E mai ușor să așteptăm ca cineva să impună accesul la comerț printr-un semn exterior decât să ne uităm la principiul Scripturii pentru că Apocalipsa este o carte cu legături în toată Biblia. Prima carte a Bibliei, Genesa, Eva a stat de vorbă cu, șapte, cu șarpele și șarpele a spus oare a zis Dumnezeu? Și a lovit-o unde? La nivelul minții. Pe frunte. I-a pus semnul pe frunte. Și după ce a avut semnul pe frunte, Eva a luat. Și a avut și semnul pe mână. Și nu s-a oprit acolo. Pentru că dacă e ceva bun, de ce să nu pari și cu soțul tău, nu? Și a spus, ia și tu bărbate ca să fim fericiți. Și mâna a avut la rândul ei semnul fiarei, compromisul. 666 înseamnă compromis. 666 înseamnă să știi ce vrea Dumnezeu, și în loc să te duci la șapte, te oprești la șase, dar faci de trei ori, de cinci ori, de câte vrei tu. Înseamnă o bârfă, un clic, un gând, o minciună, o înșelare, o neascultare. Înseamnă compromis, înseamnă aproape bun, dar imperfect. La biserică, dar păcătos. Ești acum aici, dar știi că urmează să pleci și te întorci acolo, în șase. Nu vrei să stai în șapte, ci vrei să te întorci la șase. Hai să continuăm citirea. Dacă sunt reclamații, vă rog să mergeți la Eugen după predică. Biblia Apocalipsa a fost scrisă nu pe capitole, ci a fost scrisă ca un întreg, și urmează capitolul 14, pe care nu Duhul Sfânt a împărțit-o în acest fel. Textul a curs fără să fie următorul capitol. Hai să citim primele cinci versete. Apoi m-am uitat, apoi când? După ce am văzut semnul fiarei. După ce știu cine este 666. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. O paranteză. Unde a fost mielul ultima dată când l-am întâlnit? În capitolul 5, mielul este în sala tronului, în prezența lui Dumnezeu, celui care stă pe scaun de domnie și acum iată-l pe miel care stă pe muntele Sionului. Dumnezeu omniprezent, Dumnezeu prezent în ceruri și pe pământ cu cei care sunt ai Lui. Cu cei 144 de mii care aveau scris ce? Numele Său și numele Tatălui Său. Observați ce frumos și ce simplu este acest text. Unii au semnul fiarei, alții au pecetea lui Isus. Atât de simplu este. Ori ai semnul fiarei, te închin deavolului, ori ai pecetea lui Hristos și te închin lui. Și iată ce frumos urmează versetul 2. Și am auzit venit din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca bubuitul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca celor ce cântă cu harpa cântau o cântare nouă înaintea tronului, a celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei 144 de care fusese răscumpărați de pe pământ. Aceștia nu s-au întinat cu femei, ci sunt feciori și îl urmează pe miel oriunde merg. Au fost răscumpărați dintre oameni ca prim rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără Prihană. Ori ai semnul fiarei ori ai pecetea mielului. Atât. Nu există neutralitate. Ești al diavolului, al balaurului sau ești al mielului. Și cei care sunt ai mielului pot să cânte o cântare nouă. Observați cei care sunt ai diavolului au un cifru pe care doar el știu, 666. Noi avem ceva ce n-au ceilalți. Nimeni nu poate să spuneți ce spune acolo. Să cânte. Luați în magazinele, luați în vânzarea, cumpărarea, nu puteți să-mi luați cântarea. Slavă lui Isus. Cântarea este ceva ce au doar cei care sunt al lui Hristos. Și asta este cântarea nouă. Dragule, tu poți să cânți cântarea asta? Vreau să vă spun că este o luptă pe viață și pe moarte ca diavolul să ne fure cântarea. Și ce e frumos că această cântare nu poate fi cântată de nimeni. Doar cei care au pe Cetă lui Hristos.